Este vorba de Beyoncé și Jay-Z. Jay-Z nu a rezistat unei pisicuțe de la Pussycat Dolls și uite așa a ajuns rapperul în patul lui Nicole Eu Scherzinger. Stau să mă întreb acum, oare Nicole Scherzinger se mai mărită cu iubitul ei, pilotul de Formula 1? Stau să-ți spun eu. Lewis Hamilton. Eu sper să da, totuși. You ready, B? Let's go get 'em. Look for me. Împreună la bine și la rău. Așa ar trebui să fie Beyoncé și Jay-Z, cuplu atât pe scenă cât și în viața privată. Însă oricât de frumoasă ar fi Beyoncé, lui Jay-Z ar fi picat cu tronc Nicole Scherzinger, actuala logotnică a pilotului de Formula 1, Lewis Hamilton. Gurile rele spun că cei doi ar fi început să se întâlnească pe furiș prin 2009. Jay-Z și Beyoncé erau deja căsătoriți de un an. Nu știm dacă într-adevăr Beyoncé a fost înșelată, dar ar fi interesantă o întâlnire a celor două dive pe covorul roșu. Nu ar fi prima oară când Jay-Z calcă strâmb. În august 2013, rapperul a flirtat cu Liv, o cântăreață pe care a încercat să o agațe într-un club din New York, iar Nicole Scherzinger are o relație zbuciumată cu Lewis Hamilton. Recent însă, apele s-au mai liniștit între ei și de-abia așteaptă să se căsătorească. Ai vrea ca iubita ta să fie la fel de sexy ca mine? Știi piesa, nu? Nu. Cum nu știi piesa lui Nicole Scherzinger? Ei, uite că saca potrivit. Românește nu recunoșteam. Da, da, trebuia să o cânt în engleză, Alexandru. O să ți-o cânt în engleză data viitoare. Bogdan, bună seara. Bună seara, bună seara. Ce se întâmplă pe meleagurile de dincolo? Incredibil. Cine ar fi crezut? Bine, eu cred că Jay-Z se întâmplă următorul fenomen ca oricărui bărbat. După atâta friptură, mai vrei și o ciorbiță din când în când. Bună ciorbița. Bună. Dar de ce Beyoncé e friptura? Mai bună decât friptura. Păi, dacă ne aducem aminte, anul trecut când a avut un concert la New York, a apelat niște dresuri care strângeau șunculițele care tindeau să dea pe afară de pe pulpițe. Da. Și automat, pulpițe, scam... o recomandă Constituția Fizică pentru o friturică, nu pentru o ciorbiță nici de cum, nici pentru ceva, nu știu, dietetic. Da. Na. O ciorbiță de pasăre a fost asta. Nu. Da, ce... Sau de pisică. Exact. De la pasăre, din mai păsăroiu, a trecut la o ciorbă de pisică. Aveți grijă ce ziceți. Nu, ei cred, o să profite, o să speculeze și scandalul ăsta, scăpat cumva pe surse, pentru a face bani. Pentru că asta fac de când s-au căsătorit încoace. În 2009 aveau o avere de 165 de milioane de dolari și acum sunt cuplul numărul 1 în lume, au o avere, atenție, de 850 de milioane de dolari acumulat. Deci cam asta fac ei. Dar de ce au făcut averea asta? Păi... Din dat cu fundul pe la concerte. Din, ai văzut ce bine și mișcă bombeul. Se câștigă bombeul. Dacă dea cu fundul la concerte? Depinde de fund acum. De când e fundul lui Beyoncé, exact. Da. Nu orice fund aduce în casă de 5 milioane de dolari. De exemplu, în 2008, când au anunțat că s-au căsătorit, este căsătorită în aprilie, dar au ținut low profile știrea și au făcut-o public abia în septembrie la Fashion Rocks în New York. Când ea s-a spus pe scenă cu un inel Lorraine Schwartz de 5 milioane de dolari și a zis m-am măritat cu Jay-Z, honey, vino pe scenă. Îi fac show din absolut orice. Când s-a născut fetița lor de 2 ani și ori, Blue Ivy, au înregistrat-o pe piesa lor Glory, făcând ce putea să facă un copil de 2 zile. Și așa fetița lor a intrat în Billboard cel mai tânăr cântăreț a tuturor timpurilor. Și uite așa au mai venit milioanele. Mai exact. Cineva asta în România. Cred că s-a luat după ei, dar n-a intrat nimeni niciunde. Nu, exact, nu le-a ieșit. Nimeni a băgat în seamă. Lipsește marketing. Să trecem la show-ul lui Jay-Z pe care îl face fără Beyoncé și mă refer aici la episoadele în care o înșală pe cântăreață. E incorrigibil. Prin patul ei au trecut de-a lungul tipului Alaya, Maya, Lil Kim. El a fost un gigolo la viața lui. Anul trecut a avut două pasaje curte și eficiente. S-a dat la o repăriță într-un club New York, unde a ieșit cu băieții, a lăsat-o acasă să aibă grijă de micuță de Beyoncé. Și tânăra repăriță, care era dornică de afirmare, a explicat tot episodul. S-a dat la mine, m-a invitat la el în apartament, când a văzut că nu se poate, a apelat la ceilalți prieteni să mă hărțuiască, să mă aducă la masa lui. În momentul în care m-a dus la masa lui, a început să libidinos. Are un stil aparte. Să mă ia de după gât să-mi explice cât de bine îmi stă cu fundul un flash și mai departe. Făcea complimente de genul ăsta. Iar în momentul în care a plecat în turneu în Belgia, s-a dat la Miss Belgia. Cum? Același stil Jay-Z.
când ai mulți bani în cont, nu te uiți la nota de plată. A făcut comandă, 10 litri de șampanie de lux, care a costat $7,500, la masa fetelor. Și după ce s-a dus șampania, el s-a ebilitat un pic, s-a dus și el acolo și a plecat cu Miss Belgia. Da, Beyoncé cu cine pleacă când Jay-Z pleacă cu Miss Belgia? Cu cea mică. Anul trecut a fost o speculație cum că și ea l-ar fi înșelat cu un backing vocal din trupa ei. Numai că e puțin probabil. Automat presa americană a reacționat și a explicat că tot ce înseamnă band, tot ce înseamnă impresariat, tot ce înseamnă management în spatele Beyoncé este Jay-Z. Da, mai a fost un scandal recent cu Beyoncé că ar fi amanta lui Barack Obama. Da, a fost am gen. Uitat de acest mic aspect. A fost aspect. Un explozie, da, și automat a trecut cumva așa derizoriu. Ei sunt primiți a ușa deschisă oricând la Casa Albă, sunt ambasadorii mondiali ai democraților. Și automat legături între Barack Obama și Michelle Obama și cuplul Jay-Z sunt relativ strânse. Cum a apărut povestea asta? Pe fondul tensiunilor dintre Michel și tiranul de la Casa Albă, care organizează pe absolut tot și Barack Obama, s-a insinuat cumva singura prezență feminină din anturajul Barack Obama, care și era s-a speculat în întreaga poveste de presa din străinătate. Ulterior nu s-au găsit probe concrete care să confirme. De asta nici nu a continuat povestea. Scandal. De ce sau cum de trece Beyoncé mereu peste infidelitățile lui Jay-Z, pentru că se întâmplă, după cum ai spus tu, se mai uită la conturi, mai scoate cardul. Aia, exact. Dar și ea face se mai uită bani. La inel, la... Da, dar face prin el. El este mogulul hip-hop. Adică dacă ea rămâne fără el, ea nu mai face bani? Păi nu mai face bani, garantat. Dacă e cumva se întâmplă un divorț, ori, dacă nu există un prenupțial, ori rămâne cu averea de 350 de milioane și un prenupțial? Se speculează că ar exista, pentru că el în momentul în care s-a destrămat Destiny's Child în 2006, s-a ocupat exclusiv de cariera ei, înlăturându-l pe tatăl lui Beyoncé, care se ocupa de managementul ei, i-ar fi cerut nevestică, eu sunt impresar înainte de toate, deci și tată copilului tău, al nostru și așa mai departe, dar hai să nu încurcăm business-ul cu plăcerea. Business-ul cu și automat tot ce sedimentează ei sunt cel mai, totuși vorbim de cel mai bogat cuplu din lume și el trebuia să aibă niște garanții. De-aia garantat, dacă e cumva să se despartă, nu cred că o să lase Beyoncé, dar dacă e cumva noi să se despartă... Întâi să vedem dacă Scherzinger se mai mărită cu pilotul de Formula 1 și după aia... la jumătatea lunii martie, că sunt logodiți, sunt foarte fericiți și bucurăți. O să urmărim subiectul, stai să nu zicem totul acum, gata. Da, nu gata zicem totul pentru că vrem să trecem la un toboșar. Fii atent. Genial. Fii atent pentru că orice bărbat... Mulțumim, Bogdan. Frumos, Bogdan. Și eu o să-ți spun seara magică.